O constatare. Pumnurile n-aduce fericirea, lacrimile da. Și o întrebare. DNA, Ponta, ceva? Altfel, Tolo, toată stima. Felicitări, Mugur Stroie, să vă trăiască nemțoai ca domnul Putin. Clause, nu haina face pe om. Nu ții numai mâine, păi mâine nu-i luni, când zici tu că ieși. Deci, în esență, Dumnezeu cu mila. Suntem aerobaza kamikaze, regii radioului, ei sunt frații de la Toflea. De la Toflea cu Dumnezeu e tăria mea. Noi suntem Aerovaza Kamikaze, Marian Turosu, Alex Duțu Bărbosu, Andrei Manțuc, numele meu este Alexandru Hâncu și începem cu un omagiu pentru un personaj evident imaginar, că doar nu avea vreo legătură ce vă voi citi în continuare cu realitatea. Iată, omagiul nostru este pentru Varujan Smiorcă Ilian, Varujan Nevertebratian, Varujan Penibilian, Varujan Sictirian, Varujan Bocitorian, Varujan lunghiat pe chelie de Ilie Năstasian, Varujan Nematodian, nematodele sunt în limbaj științific viermi. Varujan Circarian, Varujan nu-ți e rușine, vrei să faci panare medalea în parlamentian, Varujan de Doileian, Varujan fugi în Burkina Faso, acum cât mai poți că până la urmă tot nu scăpian, Varujan Acatistian, Varujan aduce-ți o Biblie să jur pe ea pe cea mai interesian, o Biblian, da? Nu știu dacă am zis deja Varujan Nevertebratian, Varujan Premiul Nobel pentru Bâlcian, Varujan Constituirea unui grup infracțional organizat abuz în serviciu și de lapidarian, Varujan N-am făcut nimic să moară calul, mă persecută ăștia din invidie, fraților, nu mă lăsați, că o să vă lege și pe voi, Ian. Și iarăși am uitat dacă am zis Varujan Nevertebratian și Smiorcă Ilian și Bucitorian, deci Varujan Sictirian, cum ar veni. Andrei, poți continua. Cum zicea un fost coleg de-al nostru, acum în ținuturi mai frumoase, mai calde. În ținute mai frumoase. Are many people here? Da, unde ai zis foarte mulți oameni, tu? Da. Varujanian, practic. Varujanian, exact. Să repetăm, să facem așa ca să... fără legătură cu domnii de mai sus, Varujan Vosganian... Deci asta am precizat, da? Că n-are nicio legătură cu domnii de mai sus. Absolut nicio legătură. Varujan Vosganian a obținut, spune, uite, colegul Marian Văd, prima victorie a democrației pure, a democrației românești, în care toți suntem liberi să furăm, iar dacă mai avem și rang de demnitar și imunitate, putem să furăm și mai mult. Iar eu am spus că domnul Varujan Penibilian a prins pentru democrație, pentru că asta înțelege prin democrație, dreptul poporului de a scăpa oamenii de la pușcărie. Da, vrei să continui, Marian, cu scurtul portret? Nu e neapărat dreptul poporului, ce este obligația poporului. E obligația senatorilor și a deputaților, da, să scape oamenii la pușcărie. Nu prea au reușit în ultima vreme. Eu cred că ăsta e un semn că trebuie să revină victoria în Olanda. Îi dau 2 săptămâni până vine România. Așa, și spuneam... Mie să nu vină pentru altceva. Să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină pentru noi. Să ne rugăm oricum. Cu niște trupe. Așa. Neurmărirea penală a lui Varujan Vosganian arată un lucru simplu. Ați văzut că nu ne fură străinii? Așa. Exact cum ne-am temut noi, Bărbosule. Cum, domnul Marian? Cum nu ne fură străinii? Păi ce, fură? Dacă nu s-a început urmărirea penală a lui Varujan, asta nu înseamnă că străinii îmi fură. Practic, da. Stai mă puțin, Vosganian e român, e armean. Păi asta am zis, deci nu ne fură străinii. Deci fii atent, domnul Duțu, ne urcam acum scările și auzeam glasul. El are un efect, sigur, bine cunoscut de, cum să zic, de năucire în masă. Discursul lui, altfel foarte coerent, este năucitor adesea. Are și un efect de autonăucire uneori, pentru că nu se zizează sensul cuvintelor întotdeauna, se grăbește, are o... El e cu un pas înaintea noastră, deci trebuie să rămâi foarte calm.
Deja l-ai auzit să gândește la război? Se teme? Domnul Duțu are această teamă? Gândesc, eu mă gândesc la tot. Sunteți cu cizmele, e cu cizme militare în picioare deja, domnul Duțu? A venit primăvara, renunțat. Și săptămâna trecută cu aceeași. A, da? Da. Scuzați. Eu cred că le mai putem scoate, după părerea mea. Odată. Noi, mă, trebuie să ne luăm măsuri, nu se poate. Domnul Marian, ziceați totuși și despre cariera, spunea ceva și despre cariera literară a domnului Bogdan. La un moment dat, domnul Bogdanian era propus pentru... Chiar anul trecut. Da, pentru premiile Nobel. Premiul Nobel pentru literatură. Literatură, da. Cine din ce am... Domnul, nu știu cine propune, ce mi-a face propunerile astea. Sute de asociații. Probabil. Da. Nu cunosc mecanismele astea de... nominalizare. Dar am înțeles din surse scriitoricești. Așa. Că nu el ar fi chiar autorul operei sau autorul unei cărți. Sau autorul operei integrale. O parte. Ea a contribuit și el cu o parte la cartea pe care a semnat-o. Și cu care ar fi putut să câștige premiul Nobel dacă nebuneau cei din jur. Așa vorbește lumea. Că bă, ce oameni răi, mă. Încă nu știm exact cine mai este adevăratul autor. Probabil este un autor anonim, cum a fost și cel care a scris Fiorița sau... Da, nu e anonim, că probabil dacă el a plătit lui, urmă e a lui. Păi ce că l-aș fi plătit? Probabil vor urma detalii. Atunci e corect. A Varujan plătit ian, cum ar veni? Următoare. Da, mă, băi. Da, asta, mă, nu e nup. Se continuă cercetarea sau nu? Păi în cazul ăsta nu știm. Da, deci nu mai începe deloc. Nu începe și o să înceapă când își termină mandatul. Ah, deci nu se... Încă e doar pentru reținere. Am spus care e procedura. Vine Victoria Nuland săptămâna viitoare și se mai gândește odată Senatul. Asta e procedura. Da, nu e mare. Urmă legislație în vigoare. Că e 2015, la anul s-a alegeri. Domnul Iohanisian a fost foarte surprins. Și doamna Alina Gorghiuian. Gorghiuian, da. Oare cine chiar și domnul 71, mi se pare că și domnul Victor Pontian a fost chiar scandalizat pe ce asta. Și doamna Udrea, pardon. Nu. Da. Cred că și domnul Vosganian a fost scandalizat, a zis nu se poate. Din relatările de acolo, de la fața locului ale televiziunilor, el și-a dat cu mir. A citit acatiste, a dat acatiste, nu se știe exact ce a făcut. Deci, să vină Biblia. Uite că, practic, mai avem un vinovat, pentru că o să sară toți atei. Deci, și acest obscurantism, practic, l-a salvat pe Dumnezeu de justiție, deci avem dovada clară că Dumnezeu scapă oamenii de justiție. Nu, deși n-au înțeles despre ce e vorba, cei care împărtășesc aceste opinii, nu Dumnezeu te scapă. Eu aș dărâma niște biserici cu ocazia asta. Da, și asta pentru ce s-a întâmplat cu Miru și cu alea. Părerea mea că trebuie dărâmate niște biserici. Deci este o poruncă în cartea aia, cum ziceți dumneavoastră, domnul Duțu, cu plus. Cartea are plus pe copertă și e o poruncă. Deci domnul Varujan, că dumneavoastră ați adus discuția despre Biblia, acatiste, Mir. Fiți atent că e o șmecherie foarte interesantă. Eu porunc acolo, zice așa: să nu iei în van numele Domnului. În vanian, cum ar fi. Să nu iei în van. E interesant, adică să nu-ți bagi joc de Dumnezeu invocându-L, știți, domnul Vosganian, cu însemne de-astea, cu simbolul. Băi, păi dânsul zice că e creștin, nu? Că a venit cu biblian, cu acatistian, cu... E una din cele mai vechi comunități de creștini. De creștini din lume. Deci, domnul Varujan, în caz că se va decide că ați... undeva la o instanță foarte superioară. Cea mai superioară. Ați furat ian? Că v-ați bătut jochian de numele lui Dumnezeu, de religie, de creștinism astea. Fraza se încheie foarte interesant. Zice, Dumnezeu nu va avea îngăduință față de dumneavoastră. Deci pregătiți-vă să ardeți pe grătarian. Unde Dumnezeu e? În cazul în care credeți. Deci dacă noastră credeți că este Dumnezeu, deci rai și iad, veți arde pe grătarian, pentru că asta ați făcut. În caz că nu credeți, nu e nicio problemă. Deci v-aș bătut joc de prăști. Deci asta e, păi da. Cred că împărțești și dacă nu crezi. Chiar și credincios are o capacitate fantastică de a se convinge pe sine însuși, n-a făcut nimic. Da. Eu sunt convins că doamna Udrea chiar e foarte convinsă că e nevinovată, așa cum e și domnul Varujan. Deci cum stăm clar cu doamna Udrea la acest moment? Ultima comunicare care a fost? Ultima comunicare a fost cu NAS. Că este luni, nu? Ultima și cu domnul Varujan pe Facebook. A zis că în cazul lui Varujan s-a întâmplat ce s-a întâmplat, iar în cazul ei s-a stat până la 1 noapte.
Pentru că păi dacă asta ziceam și eu, dacă ție ți-a plăcut să apar mai des decât domnul Valentin la televizor. Nu, eu am altă explicație. Funcții mai înalte ca dumnealui. Normal ca oamenii să-și dea silința mai mult. Nu, eu am altă explicație. La ea s-a stat până la 1 pentru că s-a început mai târziu. Sau mai simplu, eu sunt mai simplu. La el a început la 12 și s-a terminat la 4. Și la ea s-a început la 9 votarea, pe la 8 s-a... Acum citesc eu, nu mă țin la Elena Udrea, recunosc că nu fac față cu Facebook, stau mai puțin pe Facebook decât Elena Udrea, el stau pe Facebook tot timpul, practic. A zis în ultima frază, văd că trebuia să ajungă și la mason, practic, pentru că era prea difuză vina, ca să zic așa. De asta zic, bă, Antena 3 avea o poveste clară, mă. Era Băsescu. La Udrea nu e foarte clar cine, doamna Udrea, e vinovat. Că... Așa, și ziceți de pe Facebook. Ultima frază a domniei sale, a domnișoarei Udrea, este: nu-i de mirare că puterea este exercitată ocult. Aha. De oameni din umbră, în fața cărora multora dintre aceiași oameni politici le tremură genunchi. Da. Bă, dacă deja eu mă regăsesc de ala e omul din umbră, sunt foarte dezamăgit. Mă iertați că intervin, deja mă regăsesc în descrierea doamnei Udrea. Deci unul la oameni din umbră. Mie îmi place de obicei mai bine un pol la umbră decât doi la soare. Și mă trag lângă camion. Și doi, le tremură genunchii. Eu am o problemă de stabilitate la genunchi. Deci, stâng cu un ligament. Eu eram, deci, apropo, cred că sunt vizat. Cred că mi-ați transmis-o și mie. Nu știu, că tot la genunchi stai. Da, dracu, dar nu puteai să fii vizat de... Da, nu stai. Tu ești vizat și de aia care sunt în umbră și de aia care sunt în soare, ca să zic. Nu, sunt vizat de comentariile lui Neudrea. Care, deci, ce vreau să spun? Băi, dacă nu se inventa, dacă nu făcea domnul Zuckerberg Facebook-ul ăsta... Ce ne făceam noi? Ăia de la pușcărie, cum mai vorbeau, mă? Că înainte te ridicam miliția și mai vorbeai cu publicul, vorbeai cu tăticul la vorbitor și cu soțul. Dar numai după 7 ani, când ieșeai, mai adresai oamenilor gânduri. Eu altceva vreau să zic. Aș fi vrut și eu de mult ca să scriu o carte și n-am putut, că aveam descris pe Facebook. Așa și domnii de la Pușcărian. Mă gândesc că nu prea au timp să scrie cărțile alea care i-ar salva, le-ar tăia din pedeapsă, pentru că trebuie să posteze pe Facebook. Uite, domnul Țuțea, domnii deci, și n-au avut politic, Facebook. N-au avut Facebook, au scris cărți, săracii, că asta a fost. Asta și care, de și fapt, care erau ale lor. Care erau ale lor și care ei le-a scris întâi în mintea lor, că n-avea hârtie să le transcrie. Cu unghia pe... În pe timp ce îi bătea, adică în timp ce nu-i bătea, nu-i tortura, nu-i umilea, nu-i călca în picioare niște securiști ca domnul ăla, cum îl cheamă? Voiculescian. Nu, ăla Vișinescu, așa. Ah, m-am întâlnit cu domnul Vișinescu la tribunal. Ce mai așa? Era la baie. Dar tu ce faci la tribunal? Stai, mă, scuze. N-ai tu treabă. Fura paltoane din cuiul intrarea în sală. Atenție, am făcut pipi lângă domnul... Aoleu! Dar zic pipi. E bine, lasă că e bine. Am făcut treaba mică lângă domnul Vișinescu, care avea o presiune... Bine! Și eu am întrebat, nu vă supărați, sunteți cine cred eu că sunteți. Da, băiatul, dar știi că nu e nimic adevărat, s-a exagerat mult. S-a exagerat mult. S-a exagerat mult. Bă, mai aveau putin și mă bătea. Bine, ok, nu mă bate. Bine că făcea cu degetul, domnul Andrei. Nu-i băteam cu mâna. Eram singur în baie, atenție. Eu nu-i băteam cu țeava, îi băteam Conierul, ați ugrăvit așa niște imagini din trecut, din pușcăriile comuniste, care se aseamănă foarte mult și din viitor. Ce are parte doamna Udrea acum? Zici? Da, așa se descrie, avocata dumneai descrie deci cum o celulă groaznică în arestul poliției. Din ce am văzut, apreciez că aceste condiții din arest înseamnă înjosire. Ceea ce se întâmplă în ultimul timp este o exagerare gravă în ceea ce privește acest concept de arest preventiv. Măsura preventivă s-a transformat într-o umilință, într-un circ fără margini. E un prejudiciu de imagine uriaș, a declarat avocatul doamnei. Avocatul doamnei, care sigur că a tras concluzia că e vorba de o justiție stalinistă, aceeași concluzie pe care o trăgea și avocatul lui Voiculescu. E justiția stalinistă, l-a băgat în pușcărie pe Voiculescu. Nu, e foarte bun. Justiția stalinistă a băgat-o și pe Udrea acum în arest preventiv. Interesant ce se petrece la Antena 3, pentru că ei, în momentul în care Voiculescu era în pușcărie și Udrea era liberă, era dovada că justiția este coruptă, vândută, politică și a lui Băsescu. Acum, când Voiculescu e în pușcărie, Udrea e în pușcărie, e cea mai puternică dovadă că justiția e coruptă, deci Voiculescu e liberat. Da, în calitate de specialist la Antena 3, pentru că mă uit 6 ore pe zi.
practic tot timpul cum e la televizor, aproape. Da? Și tu cum stai pe Facebook? În același timp. În același timp. Facebook pe Mem Tamp. Am sesizat exact care este trendul. Da? Domnul Mircea Badea a zis clar. Pe foarte bine că au intrat ăștia care trebuia să intre, că așa am zis noi. Aha. Dar trebuie să iasă el alți. Deci asta e problema. Un sistem de gândire nou, revoluționar. Nu-i nou, e vechi. E de când lumea. Dacă nu ți convine ceva, nu e bine. Cretinii care zic acum, uite domnule, că au avut dreptate și oamenii. Ușor pe sub la piesa 1 aceea portugheză. Au avut dreptate și oamenii de la Antena 3. Că zic cu unii oameni, unii telespectatori, bă, n-au avut dreptate că Voiculescu era vinovat, că Europa nu era rea, n-au avut dreptate cam în niciun sens. Iar nimeni, și nimeni nu i-a contrazis când ziceau că Udrea fură, de exemplu. Eu nu i-am contrazis. N-a zis niciodată că Udrea nu fură. Ei, acum, Europa Udrea, era și rea. Hai, era rea aici. Asta. Dar, acum, și ca să demonstrez, pentru doamna Udrea avem o piesă. Asta m-a surprins și m-a emoționat. E o preferință de-a ta personală. Trebuie să spui titlul și cântăreața. Se numește, am uitat cântăreața, De Olinda, cred. De Olinda. Sejagora. Să fie acum. Este o piesă despre destin, care zice portughez, care zice cam așa: dacă tot e să se întâmple, măcar să se întâmple acum. Așa și la doamna Udrea cu pușcăria. Dacă tot e să o bage până la urmă, măcar să o bage acum, preventiv, cum ar veni. Cu ce te-ai hăitat tu de auzi muzică? De Olinda, Sejagora, la aerobaza Kamikaze. Noi și s-a zis la unul păscat. Sejagora, we shot it down. Veselie mare aici în studio. Deci ascultați aerobaza Kamikaze la Sport Total FM. Marian Turoso, Alex Dusu Vorboso, Andrei Vanțog. Numele meu este Alexandru Hâncu. Evident că dezbatem actualitatea fierbinte, hot stuff, pe site-ul revistei Kamikaze. Și pentru unii este o mare nelămurire. Zice, da, e și revistă? Păi ce scrie, mă, acolo? Când dă șchizi, ca să zic. De asta întreabă lumea de 5 ani. Ce de când a lansat de 5 ani. Ce e săptămânal ăsta? Ce crezi tu că e? Nu, oamenii pur și simplu asta, nu mai sunt familiarizați cu altceva decât Facebook-ul. Nu așa, exact și ceva. Un fan, un mare fan al emisiunii, pe care l-am întâlnit absolut întâmplător, mi-a pus această întrebare de 1 miliard de euro. Zice, domnule, eu vă cumpăr, îmi place foarte mult revista, dar știți ce? Vreau să vă întreb, dumneavoastră câștigați mai mult din site decât din revistă? La fel. Exact la fel. Da. Ca să se știe. Deci, stimate, nu e la fel. Chiar la fel, că te costă mai mult printul decât ăla. Da, sunt cu minus, să-i răspundem așa, sunt cu minus amândouă, da. Dar e, adică veni cu bani de acasă. Dar una ne costă mai mult. Dar una ne costă deci, mai mult. Ca să fie foarte clar pentru cei care se gândesc că poate ar fi mai bine să nu mai cumpere revista pentru că ne umplem de bani din site. Nu știu dacă vorbesc. Și scuză-mă, la fiecare bucată noi venim cu bani de acasă, deci sigur, cumpărându-o ne creează pierderi. Deci noi dacă vindem mai chiar multe, venim cu bani de acasă. Avem pierderi mai mari. Pentru că, de exemplu, uite, foile astea de le-am printat sunt la printerul meu, cu tonerul meu printate. Curentul electric mi-l plătesc singur la calculator. Ei, las că vă printeți la reducerea aia de impozit. La rea ce? Că nu vă folosiți de bunurile firmei, vă învăț eu. N-am firmă, prietene. Ce să te vezi, lasă, vezi așa, că dacă te învață, dacă te învață Manțoc ceva, ajungi la pușcărie. Exact, ai grijă. Sau la tribunal. Sau te calcă mașina. Nu. Se pare puțin lucru să ajungi la pușcărie, tu nu vezi că numai oamenii mari ai țării ajung acolo? Așa, deci, noi nu câștigăm nimic. Nu știu, cred că vorbesc numele întregului colectiv prezent la această putem să dăm poți să dau peste aici, nu știu de ce mai vrei să adaugi ceva după noi nu câștigăm deci, nimic. Noi nu câștigăm nimic și dacă doriți să continuați să cumpărați nici măcar la fotbal, revista Kamikaze, ar fi o speranță pentru viitor pentru noi. Deci, noi vă rugăm să o cumpărați, vă sfătuim să o cumpărați, este care miercuri. Eu vă sfătuim la chioșcurile de ziare unde nu este interzisă. Nu vă mai plângeți atât dacă prea v-ați obișnuit să furați în întreprindere toată viața. Dar întreprindere, domnule. General. Erați nu, cu ochii numai după furat, dar că v-am văzut eu. Aha. Da, bun. Cine să plânge, mă, tu nu știi cine să plânge tot timpul. Deci, m-aș juca foarte pe spur că nu am chef să pierd prea mult timp cu chestia asta. Domnul Bărbosu este deja în cizme militare, este în tulburat, este îngrijorat, să teme că Victoria nu... Ne-am căutat livretul așa. Și așa va veni să declare războiul, să ne trimită la război. Marian, te rog să spui opinia noastră despre război? Opinia noastră despre război este următoarea. Dacă ferește, așa, va fi nevoie de noi pentru a apăra țara, răspunsul meu categoric este nu.
Da. Și primul lucru pe care vor face va fi să încerc să atac cu câțiva prieteni sau poate cu mai mulți oameni instituțiile statului. Cârciumă. Magazinele. Cârciumile. La război. Nu accept să fiu condus în luptă, trimis să mor ca prostul de generalul Oprea, de exemplu. Da. Nici domnul general Pui Iordănescu nu îmi face, nu-mi dă prea mare încredere așa într-o bătălie. Are niște victorii, domnul Iordănescu. Chiar în America. Generalul Olțanu îți place? Generalul Olțanu îți place? Nu aș vrea să mă comand de domnul Olțanu. Deci am niște obiecții. O vom încerca să discutăm, să negociem, după care vom încerca să fugim. În niciun caz nu vom încerca să ne pierdem viața ca proștii pentru o țară care nu ne-a cumpărat cămăși antiglonți cum trebuie, ghetuțe frumoase. Eu dacă mă duc în armată, mă duc cu Adidas și mie de acasă, nu? Sau mă strâng. Dacă ați furat banii și m-ați cumpărat tancuri frumoase, nu te duci cu Adidas și te de acasă, îți spun eu, nu, ai vrea tu să te duci cu Adidas și de acasă. Când vii la armată, o să zic că trebuie să purtați această pereche de 8 milioane. Păi de unde? Nu știu, te descurci. Că o să vină cineva să ne vândă armament, stai că asta e prima. Mergeți departe și ne abatem de la... Iar domnul Dusu, iar e complet în finanța mondială. Domnul Dusu, finanța națională. Finanța națională e mult mai simplă, domnul Dusu. S-au furat banii de cămăși și cachii. Așa. Nu ne putem duce în training să ne batem cu ruși. Dar ai fi de acord ca, de exemplu, domnul Oprea, domnul Onțanu, domnul Varujan Vosganian, doamna Elena Udrea, să meargă să lupte. Mai făceam un exercițiu pe front pentru noi? Nu, da, mai făceam un scenariu de evitare, de fentare a ofandare. Bă, dacă refuz să mă duc în armată, sunt considerat un fel de dezertor, primesc 20 de ani sau nu știu de pușcă. Da. 30. Poate și spânzure. Cam te spânzure. Iau un cutter, mă duc la prima bancă care mi se încale, am venit caserița, cred că scap cu 2-3 ani. Nu-ți mai da în bilac toate planurile, măi, Marian. Problema este că... Să fac așa cum a pățit și bunicul meu în timpul războiului, pe aia din pușcării sunt duși, bine, era în pușcărie politic, dar aia din pușcării sunt băgați în prima linie, deci s-a gândit cineva și la șmecheria. 5 minute de război mor toți proștii, știm toate șmecheria. Și vă reamintesc pe aceasta... Sigur că voi gândi neîncetat la mijloace de a scăpa de acest război. Și vă reamintesc că, dragi ascultători, că ascultați o emisiune de satiră și umor, deci de ficțiune. Patriotismul nostru nu poate fi pus la îndoială. Avem satiră în The Guardian. Vă dau un exemplu de trădare, despre cum înțeleasă trădarea mai încolo, când termină Andrei. Da, în The Guardian a fost descris foarte bine. The Guardian. Învață, băi, engleză sau zi pe românești, dacă nu știi. Portugheză învăț acum, nu știu engleză. Așa, portughez. Așa, zice The Guardian, s-au reunit într-un moment de criză internațională acută, trei lideri puternici dedicați păcii mondiale. Și descrie. Angela Merkel, în emblematicul costum de pantaloni, și arăta pur și simplu extenuată după încă o noapte albă. Dacă ne uitam la fața ei cenușie, era varianta lumii diplomatice a 50 Shades of Grey. Era și acolo și François Hollande, într-un costum cu jachetă remarcabil doar prin cât de prost îi stătea. Aha. Și care abia putea fi încheiat peste burta lui proeminentă. Președintele francez are o predilecție către grandomanie. Liderii au ajuns la un acord global și au un armistițiu global, a declarat el, lăsând analiștii să încerce să înțeleagă ce înseamnă asta. Și bineînțeles era acolo Vladimir Putin, jucând un jolul de școlar îmbuvnat. Președintele rus este ca elevul din ultima bancă, aruncând cu bile din hârtie și dorindu-și să fie altcineva. În fotografiile de grup arată precum un chelner de vinuri prins din greșeală în poză. Într-un anumit punct al discuțiilor, Putin a rupt în două un pix verde, părând frustrat. Poate că și imagina că pixul este NATO. Președintele Ucrainei, Poroșenko, și gazda summitului, Alexander Lukashenko, au reușit să arate... Fost președinte de CAP, Alexander Lukashenko. Au completat lista de la Minsk. Pentru un om căruia ceilalți o trag din toate părțile, Poroșenko a reușit să arate remarcabil de rumen. Un mare urs de pluș care încearcă să facă cât mai bine o treabă proastă. Lukashenko arăta ca întotdeauna, ca un gardian de lagăr, o imagine potrivită bilanțului îngrozitor pe care l-are regimul său în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Întunericul și confuzia au continuat la Minsk mult timp după încheierea discuțiilor. Toți liderii au fost de acord cu un armistițiu care va intra în vigoare sâmbătă la miezul nopții, de ziua îndrăgostiților. The Valentine's Day. Descrierea continuă mult mai mult, vă lăsăm să o citiți pe The Guardian. Foarte mulți se întreabă de ce se petrec aceste lucruri groaznice în Ucraina și Andrei a găsit explicația, a scris-o aici pe foaie și vă citesc, nu e lungă, vine așa. Lumea arde, Obama se strâmbă la cameră. Președintele american a făcut toate fețele amuzante
amuzante posibile în oglindă, într-un clip foarte haios, venit să-i promoveze Obamacare, programul de, și zice despre Obamacare, poate ne spune Ducu mai multe, nu am să spun mai multe, am să fiu foarte scurt, Obamacare, adică cum să devină medicina din America la fel ca aia din România, de stat, despre asta e vorba. Sau ca aia din Anglia. Nu, aia din Anglia încă e bine. Ok, deci despre asta e vorba. Câtă vreme Obama se strâmbă la cameră, joacă golf, face jumbuș lucruri, știi, cu astea, cu YouTube-iștii, știi? YouTube-ista care stă în cadă în lapte, în pielea goală și mănâncă Cheerios din cadă și a luat un interviu să rujează cu verde. El cu asta se ocupă, liderul lumii libere, cel mai puternic om de lume. Ea și un ocean între el și Europa. Ei, noi, în Europa, aici o să fim mai aici mai o să fie problema. Bun, întotdeauna de-al. Bun, hai să trecem la lucrurile interesante. O să intre și America în război în 2021. La marginea Europei. Atenție, Marian, te rog să te pregătești, pentru că lucrurile interesante sunt cu totul altele și te rog, da, contribuția Ruxandrei Dragomir. Are legătură cu ce spuneam despre armată, da, uite, și cu faptul că unii patrioți m-au acuzat de trădare pentru atitudinea asta mea în fața eventual război. Tu ai fost aici un umorist care a spus un punct de vedere. Nu, da, și dacă vorbesc serios, spun acela. Dacă ai vorbit serios, da. A fost un umorist care v-a acuzat. Iată cum percep trădarea oamenii care se ocupă cu politica în țara asta. Da, și cităm din Ruxandra Dragomir, fostă jucătoare profesionistă de tenis, cităm dintr-un mesaj de-a ei pe Facebook. Pemepistă de frunte. De frunte. Cităm dintr-un mesaj pus de ea pe Facebook după arestarea Elenei Udrea. Tu vei rămâne în istorie Dinuțu ca trădător și turnător. Așa că poți spune fără nicio reținere, să-ți fie rușine, Dinu Pescariu. Și ție și tuturor celor care au beneficiat de prietenia și încrederea Elenei. Și încă ceva. Să uiți că ai fost odată prietenul meu. Și prietenul meu. Da. Ea se referea la domnul, mesajul era adresat domnului Dinu Pescariu, partener de... Amintit de altfel și partener de... Și de Mugur Stroie în a doua sa intervenție. Un domn ofițer care, într-adevăr, a rupt tăcerea pentru Kamikaze și ne spune lucruri destul de interesante, dar să mai poată face și să nu fie prea periculos pentru dumneavoastră. Bine, noi am făcut... Așa, continuăm cu Dinu Pescariu. Da. Ei au fost Dinu Pescariu cu doamna Ruxandra Dragomir, cu doamna Udrea, cu toată gașca asta au... De patrioți. Da, de patrioți. Au lucrat împreună la un moment dat. Aceasta este trădarea în viziunea doamnei politician Ruxandra Dragomir. Faptul că el a început să denunțe furturile și șmenurile făcute să denunțe la DNA și asta este într-adevăr un act de mare trădare. Nu se face așa ceva între camarazi, între tovarăși de democrație. Între tovarăși de business. Eu aș spune altceva. Pescariu n-a dus mâna la nas. Deci poate să dea pe și asta spuneam. Pe mine nu mă sperie atât de mult faptul că ele aveau averi mari. Da. Purtau cu ostentație obiecte foarte scumpe. Nu mă sperie lucrul ăsta. Mă sperie că ele la un moment dat au început să avanseze cu mintea în structurile astea de sat și au început să ajungă în camerele alea importante unde se discutau lucruri legate de siguranța națională, poate, pe care ele nu le cu creierul, nu cu părțile alea anatomice de care erau suspectate la un moment dat că le-ar fi propulsat. Da, uite o frasă care mi-a plăcut aici în ce ai scris. Până la urmă, aceste doamne sunt niște fete de la țară care, prin etalarea luxului, răzbunau o copilărie și o tinerețe în picioarele goale. Desperiat este că aceste dudui... Eleganță. Deci, desperiat este că aceste dudui au ajuns să aibă cheile țării, că au fost primite în camere unde se discutau probleme de securitate națională, că au avut acces la secrete, la care mulți oameni cu școală și bine pregătiți n-ajung niciodată, deși ar fi calificați. Într-adevăr, așa este. Asta mă sperie mai mult. Cine le-a băgăm? Nu că doamna Udrea a umblat... Da, a umblat decoltată până la un nivel. Până la nivelul buricului. Până la cu câțiva ani. Ei, de acolo până aici a început să avanseze prin ideile ei, prin gândurile, iar asta deja mi se pare cel mai grav. Până la urmă și-a luat-o cum și-a meritat, cum și-a cerut-o, exact cum ziceați voi. Dacă nu ieșea atâta în față, dacă nu vrea să fie președintele României cel nepătat... Lasă că poate vom avea surprize, că mai sunt niște doamne care n-au ieșit atât de tare în față, dar care sunt citate și dânsele în niște dosare și s-ar putea să intre și ca nevinovate. Deci distinse doamne din mediul universitar, de exemplu. Ce să facem? Să ne dăm foc? Sunt nevinovată. Poate vă amintiți o declarație. Bine. Abraham Burica, să zice. Doamna Udrea, am văzut că spusese Marian că ne convin
condițiile din arest, unde în arest sunt mult mai mișto decât în pușcărie. Uh-huh. De obicei dai și pagă să rămâi în arest. Și am văzut știrea, a venit mama ei cu mâncare astăzi și au spus ziariștii, pentru că Irina Udrea nu poate să mănânce mâncarea aia care... Și acolo... Aș vrea, lasă-mă puțin, aș vrea să-i transmit doamnei Udrea că foarte mulți oameni, cred că de ordinul milioanelor din țara asta, au afară o viață mai nasoală din punct de vedere al mâncării și al căldurii în aceste momente de minus 3 grade noaptea decât are dumneavoastră în arest. Sunt oameni care ar vrea să stea cel puțin o perioadă până trece iarna cu o masă cu carne mai proastă, mai tocată, dar masă cu carne. Sunt pensionari care nu-și permit carne. Și oricum o temperatură și căldură peste 0 grade. Uite, dacă vreți, de ce nu-și permit personalii carne, ca să fim puțin socialiști, cum îmi place Roducu, domnul Moise, să nu fim noi, să fie Moise Guran. Fii direct comunist. Direct comunist. Așa. Domnul Moise Guran a zis așa, replică la adevărul nu poate fi încătușat, care este această emblemă, acest slogan al Elenei Udrea. A zis domnul Moise Guran, adevărul măi cu coană este că atunci când oamenii tăi înhățau 10% din milioanele statului, acela stat se împrumuta un miliard de la femei ca să poată plăti salariile. Și adevărul este că indiferent dacă procurorii vor dovedi sau nu că au ajuns banii la tine, devii responsabilă de faptul că aproape 1,5 milioane de bugetari au plătit în 2010 aceste spăci direct din salariile tăiate. În următorii 2 ani 400.000 între ei și-au pierdut slujbele. Adevărul este că noi toți, și mai sărăși și mai bogați, am plătit de atunci și până astăzi acele spăci printr-un TVA mai mare pe care statul ni l-a luat nouă ca să-ți dea ție comisionul ăla de 10%. Da, acum azi termin. Acum dacă ai zis de împrumutul ăla mare de la femei pe care l-am făcut noi și a trebuit să tăiem salarii, să cașenă. Păi mă gândesc la următorul lucru. Femeii când îți dă niște bani, pe urmă te urmărește foarte îndeaproape. N-ai voie să crești TVA-ul, să scazi. Păi de ce n-a pus condiție să plece Elena Udrea de acolo? Deci dacă tot vrei să fie între condiții, știi? Deci se va discuta cu femei, delegația femei va discuta azi. Creșterea TVA, scăderea accizei la benzină, plecarea Elenei Udrea de la Cotroceni. Eu deci, cred că niște, și niște băieți... Și încuvințarea arestării lui Varjan Văzganian. Eu cred că șmecherii din România se descurcă să-i păclească și pe aia de la femei, că fac ce trebuie cu bani. Eu așa cred. Eu nu cred. Bun, ok. Continuăm. L-aminteam pe marele ziarist Moise Guran, pe care îl admirăm și urmărim cu plăcere emisiunea, mai ales că într-un fel sau altul a fost colegul vostru, pentru că el a trecut și pe la fosta revistă la care ați lucrat. A încercat. Academia Cățavencu. Acum o să evoc un ziarist pe care am avut plăcerea să-l cunosc întâi profesional, pe vremea când eram la BBC, e vorba de Cătălin Tolontan, care am făcut multe interviuri excepționale. Apoi în 2009 am avut ocazia să lucrăm la un eveniment public. Ei aveau, printre multele anchete, înainte de ancheta cu Gala Bute, au avut o altă anchetă, cazul Riții, dacă vă mai amintiți. Cum? Am și ascultat melodia. Și atunci, poate o mai ascultăm un pic și în ediția asta. Și atunci Cătălin Tolontan, sigur, ne-a invitat, eram la Happy Fishing împreună cu Dragul Funșat atunci, ne-a invitat să organizăm împreună un eveniment în fața Ministerului Tineretului și Sporturilor. Au închiriat o bucată de trotuar acolo cu niște paleți care simbolizau prețul real al unei scene pe care de 1 mai doamna Riții a spus că a achiziționat-o pe vreo 70.000 de euro. Scandalul acela ducând spre ce? Ducând spre faptul că, de fapt, diferența de bani a mers spre marile televiziuni ale momentului, Antena 1, ProTV și Realitatea. Asta spune Cătălin Tolontan. Articolele sunt pe internet, pe blogul lui, le găsiți cu mare ușurință. Pentru a face imagine doamnei Riții și doamnei Udrea. Apropo. Ok, stai, n-am terminat povestea. Ne-am făcut o melodie atunci, pentru că aia era perioada, înainte de 1 mai 2009, doamna Udrea anunța că i-a comandat micului Mozart, domnul Moga, compozitorul Moga, un imn turistic al României, sigur din bani publici, The Land of Choice se numea acel cântec. Mi s-a părut foarte interesant că din bani publici, iată la ce s-a gândit doamna Udrea, un mare politician de dreapta, să facă, să cumpere o melodie de la un compozitor, 10.000, 15.000, nu știu cât a dat, oricum mii, zeci de mii de euro, și am făcut gratis adevăratul imn turistic al României. Tolontan amintește că în timpul scandalului cu Riții, când era la Parlament să vadă ce se întâmplă la audieri, Elena Udrea a venit lângă el și l-a amenințat. Ai grijă, domnul Tolontan. Cu mâna unde? Arătați-ne cu mâna pe față. Pentru că eu nu sunt Riț și noi și am să aflu tot despre dumneavoastră. Scrie Cătălin Tolontan într-un articol pe bgsp.ro și pe blogul lui. În urma acestui cântec pe care o să-l difuzăm în continuare, se numește The End of Choice, este adevăratul imn al turismului, nu pseudo-imnul turismului din România. Noi la Happy Fish a fost amenințați cu moartea și cu pușcăria.
pentru subminarea economiei naționale, insultă foarte gravă, instigare la omor și așa mai departe. Și acum ascultăm, pe e-mail am fost amenințați lucrurile acestea, am fost amenințați și cu bătaia de niște fani ai doamnei Udrea. Ascultăm cântecul care ne-a atras această notorietate, se intitulează The End of Choice. Albastru de Voroneț și copii în poponeți, sex oral, bumbeni pe litoral, țuică de Zalău, Ingrazie, Căcălău, hotel cu mușe cai la 300 de parai, miocard, rămâni linificat, ieftine și bune de transplant. Munte mare, aer, soare, oi, căruțe și tractoare, și mănăstiri bântuite de vampiri. We are the end, the end of choice. Yeah, we're in deep shit, so just start paying. Come enjoy our girls, come enjoy our children, just come and celebrate with us the end of choice. Sida și tuberculoză, herpes și trichineloză, prețuri mai mari ca în Turcia, Grecia și Anglia. Tima Maia în dorobanți, Grof Ferrari, figurant, veniți la vară când noi suntem plecați din țară. Come and celebrate the end of choice. Romania, we are the end of choice. Wiggle, ah, ah. Enjoy our girls, enjoy our children, and celebrate the end of choice. We are the end, we're in deep shit, we are Romania, so just Da, aerobaza Kavikaze, din nou în direct dumneavoastră. Am ascultat înainte de break-ul publicitar The End of Choice. Se tot vorbește de virale. Acela a fost primul viral muzical, creație umoristică din România, care a spart. A făcut 100 de mii de vizionări în 3-4 zile. De unde și reacțiile foarte interesante ale antifanilor noștri, ai fanilor imnului real turistic, ai doamnei Udrea, care s-a gândit ca din bani publici să cumpere un imn turistic pentru țara noastră, pentru țărișoară, că așa se face, trebuie să dea bani de la buget statul, în ideea politicii de dreapta, evident. Trebuie să implice, nu poți altfel. Și, cum vă spuneam, este un text pe care l-am scris împreună cu Dragoș Mușat și Patrick Andrei de Hilerin, l-am interpretat împreună cu Gicu Gojira, la Happy Fish. Și a urmat după aceea, cum vă spuneam, colaborarea cu Cătălin Tolontan pentru evenimentul Riții în fața Ministerului Turismului,
când iarăși au venit amenințări. Vă ziceam mai devreme de ceea ce a scris Cătălin Tolontan în ziua în care Elena Udrea a fost, s-a anunțat arestarea ei, și într-adevăr e un caz mult mai vast decât pare. Legătura între Monica Iacobriți și Elena Udrea era directă. După ancheta celor de la GSP privind cazul Riți, a urmat ancheta privind Gala Bute. Deci iată, legătura indisolubilă dintre sport și JAF în țara noastră, prin Ministerul Tineretului și Sporturilor, prin Ministerul Dezvoltării, care, nu-i așa, a susținut Gala Bute, pumnurile aduc fericirea, s-a gândit doamna Udrea, iată că pumnurile nu aduc neapărat fericirea. Și mai vorbește Cătălin de bani? Da. Și mai vorbește Cătălin Tolontan acolo de niște lucruri, de exemplu de faptul că un domn Breazu, Tudor Breazu, care e administratorul, nu? Moșiei de la... Icoana aia sexualității desăvârșite, nu? Da, da. Sexualității, sau cum? Administrator al moșiei de la Nana și se înțelege din relatările apărute în presă că i-ar fi dus o mită de 50.000 de euro, doamnei Udrea, asta a publicat presa. Dânsul era căsătorit... Nu cred. S-a să termine, domnul, pentru că e interesant ce spune. Dânsul era căsătorit în perioada aceea cu o doamnă Maria Apostol, care era șefa PR-ului și marketingului la ProTV. Cici ăsta? Cici. Și lui Cici se scriau articole genul Enigmaticul și Fascinantul. Tânărul de succes care a început de jos și acum se îmbracă numai de la Londra. Așa. Este rebel, și dar în același timp și bogat. Și fii atent. Ziceai că e tânărul acela care se îmbrăca numai de la Londra, conducea mașini senzaționale, frecventa cluburile de noapte, nu primise bani de la părinți, nu furase, așa se scria în articolele acelea. Se îmbrăca numai de la Londra, dar avea bani numai din România, ca să zic. Exact. Și de ce avea el bani numai din România? Pentru ultima că... modă de bani din România. Da, pentru că el, vedeți, dragii mei, el produce. Nu așa cum fac cei mai mulți români, consumă. Pentru că el produce. El, practic, stătea tot PIB-ul acestei țări și să nu fim modești mai mult decât stătea în cârca lui. Foarte, da, deci căutați pe internet, articolul este halucinant, titlul este Foarte interesantul Tudor Breazu. Da? Ce dubitoci, adică, bă, și PR-ul ăsta are o limită până la urmă, bă, încă. Lasă-mă să trag eu concluzia dacă e interesant sau nu. Tu zic cum îl cheamă? Deci și el avea un halat de maharajah pe sticlam și verniz. Putea să zică direct așa, foarte interesant Tudor Breazu într-un text foarte mișto scris de noi, ca să fie clar. Da, pentru niște bani foarte mișto dați de el. Bravo. Totuși, mi se pare un progres de la a lua un cerșetor de pe stradă și a-l face administrator, să iei un băiat așa mai arătos și să-l faci sex simbol. Da, da, stai puțin. E cam același mecanism. Nu știm de unde l-a luat. Poate l-a luat de la genă. Și doar a zis că a plecat de jos. De lângă din. Așa, deci spune Tolontan în dosarul... Și scuze, după hainele alea pe care și l-ai etalat, era foarte greu să faci diferența între niște orolaci de la mine. Avea niște costume cu cocoașe, m-am întrebat prima oară când am văzut cocoașe pe umăr. Ținea apă întrânsa, ce făcea? Da. Pentru ce rol avea cocoașa? Eu am văzut la mine la genă oameni cu costume de... Niște căciuli model vată de zahăr pe băț, pe cap, așa le poartă un fel, nu știu cum se zic, domnul Tudor Breazu, căutați Tudor Breazu, Google Images. Bine, eu mai văd aici, mai văd o strategie. Adevărul că după hainele alea care l-am văzut filmat la ProTV, avocații lui pot să ceară foarte bine faptul că n-are discernământ și că e nebun și scapă de pedeapsă. Să termină după el așa, cear că ne seamănă cu, nu știu cu ce să zic, cu Mădălin Voicu mai mult. Da. Ștefan Bănică pe acolo. Scrie Cătălin Tolontan, în dosarul 2 mai apare și eu, 2 mai Iriții, da, cu fiascul, scena de 70.000 de euro. În dosarul 2 mai apare o convorbire între Monica Iriții și Maria Apostol, fost PR la ProTV, numită recent pe aceeași poziție la Antena 3, pentru că ea a venit la Antena 3 și este șeful PR-ului și marketingului la Antena 3. Iriții cerea sprijinul lui Apostol, da. Zice Cătălin Tolontan, dar și o mai mare prietenie este cea între Elena Udrea și Maria Apostol. Mereu Udrea este peste Riții. Riții a dat ceva bani către ProTV de 2 mai, dar Udrea a dat infinit mai mulți bani către aceeași televiziune. Și cităm în continuare din Cătălin Tolontan. Tudor Breazu e fostul soț al Mariei Apostol, iar ProTV l-a prezentat pe Breazu drept un exponent al tinerei generații de succes în România. Și cităm aici dintr-un reportaj dat de ProTV, spune Cătălin Tolontan.
Avem și noi modelele noastre, băieți până în 30 de ani, care au reușit să câștige bani frumoși, bazându-se numai pe inteligența lor. Reușesc să producă într-o țară care mai mult consumă. Da? Excepțional. Comentează Cătălin Tolontan. Deci, să consumi. Deci v-ați prins, v-ați prins. Eu aș vrea să spun așa. Vorbeam, Barbos. Deci v-ați prins, scrie Tolontan, proștii și leneși și consumă, iar breazul produce. Iată omagiul statului minimal într-o formă care astăzi, când breazul este arestat pentru complicitate la luare de mită, îți dă sângele în fiert. Cătălin Tolontan. Da. Ziceți că v-am întrerupt. Domnul ăsta Breazu era arendaș ceva, administrator la Nana. Da, da, da. Bănenică, băiatul l-a îmbrăcat, cum ai zis tu, cu cocoașe pe cârcă. Ălia țăranii la... Nu mai zic cum mănâncă bătaie direct din bufet, dar mă uitam... Mănâncă bătaie pe cocoașe, nu-ți doare. Bănenică, eu dacă aș avea o moșie... Cui aș da o să-mi ia? El ca om așa, tu ce-mi crede? Dacă te-ai trezit că moștenești de la o mătușă 100 de hectare lângă Galați, ai avea încredere acestui băiat? Asta zic, între un om cu ilic de lână și cu fesă în cap și un băiat cu cocoașe, eu l-aș lua pe ăla la pământ, l-aș lua pe ăla murdar pe mâini totuși. Deci cred că domnul Tănase Scatiu se întoarce în mormânt. Adică am văzut niște filme, dacă nu, Rebenciucă juca pe Tănase Scatiu, un arendaș. Un personaj puțin negativ, dar bă, arăta arendaș. Un băiat cu cizme care țipa la țărani, mai neam prost așa, dar arăta a administrator de moșii. Acest om de asta spun, băi, fie păcat, avem o galerie de personaje în zona asta. Cum să-i dai, mă, omului? E, producea, el atunci producea. Asta, asta am înțeles. Și acum să vă citesc și ce scrie Tolontan, Cătălin Tolontan, despre întâlnirea avută pe 27 iulie 2009, într-o zi de luni, la Parlament, care se reunise să voteze în cazul arestării doamnei Riții. Și scrie Cătălin: pe hol, chiar când Riții vorbea la tribună, s-a apropiat Elena Udrea. S-a postat la 30 de centimetri, lăsând un spațiu personal cât în metroul din Mumbai, și m-a amenințat că va strânge informații, că am avut nu știu ce interese. Riții însă spunea pe televizor că voi ajunge în guvernul PSD, stârnind furia unui editorial al lui Cristian Tudor Popescu împotriva tupeului politicienilor. Udrea a încheiat pe același ton amenințător, spunând că ea are resurse pe care le va mobiliza împotriva noastră. Să țineți minte, eu nu sunt Riții, a aruncat ea, înainte de a pleca în sala unde plenul camerei vota în cazul Riții. Acesta este articolul lui Cătălin Tolontan, intitulat Riții Udrea, derby penal de la distanță, bomba lui Tudor Breazu. Eu aș vrea să spun că, deși nu-mi place în mod deosebit Cătălin Tolontan așa ca ziarist, ca calitate umoristică. Tu ca stilist, așa ca. Stilistică, da, da, exact. Admir la el faptul, adică îl găsesc interesant, tocmai pentru faptul că reușește să fie înjurat cam de toată lumea, în special de colegii lui de trust de la Antene, care îl porcăiesc cu orice ocazie. Și atenție, acum când spusele lui Cătălin Tolontan, că eu de la el știu de ancheta cu Udrea, s-au adeverit, abia dacă îl pomenesc că undeva la final, după ce zic o anchetă a Jurnalul Național, Oana Stancu, Dan Voiculescu și Cătălin Tolontan, a scris și Cătălin Tolontan ceva. Nu, mă, Cătălin Tolontan a scris primul, a luat și jurnalul de la el, pare mi se, mă rog, nu. Da, este, anchetele acestea au fost făcute de Mirela Neag, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan, și în cazul 2 Mai și în cazul Galabute, da? Deci, într-un, am spus mai simplu, de Oana Stancu. Da, de Oana Stancu, de, nu? Dan Voiculescu. Nu, nu, mai rău, chelul ăla, redactor șef la jurnalul, cum îl cheam? Băi, frate, când îl văd pe ăla, ziarist, Dan Constantin. Dan Constantin. Nu cunosc. Mamă, știți, Dan Constantin, deci, e senzațional. Este un fel de Dan Voiculescu, frate. Același om, mai glas, un pic mai glas, dar tot chel, tot... Complet libidinos. Observația este 100% corectă. Deci am aflat despre aceste lucruri de la Mirela Neagră, Zvan Luțac și Cătălin Tolontan, care a promovat permanent, el e redactorul șef de la Gazeta Sportului, a promovat permanent aceste anchete și nu s-au lăsat. Oameni buni, deci noi vorbim acum de evenimente din 2009. Sunt 6 ani de atunci. 6 ani în care aceste extraordinare reprezentante ale noii politici din România, Monica Iacov Riții și Elena Udrea,
au strălucit pe scena politică, a marii politici. Monica Coliția îmi pare rău de doamna Lavinia Șandru, că putea să rămână și ea. A eșuat în jurnalism, da. Da, dar jurnalist de factură înaltă. Fiind și foarte onestă, n-a putut, n-a suportat. Știți pe domnul profesor Nistor de la PNL? Domnul poate, profesor, poate că da. Deputat, așa. Un schimb cât foarte... Dai, cât dai să știi? Așa. Un schimb foarte drăguț de replici între dânsul și Lavinia Șandru, al cărei soț este ministrul de finanțe. Domnul Vulcov, da. Deci Vulcov, deci nu e niciun conflict de interese. Matale, soțul este ministru și Matale face o emisiune imparțială la televiziunea Realitatea. A, atențiune, unde apare analistul Cosmin Gușă, nu, Doamne ferește, șeful, coproprietarul postului. Nici măcar nu. Și din când în când mai apare și câte o știre din sport, de la judo, așa, cu sportivul, nu știu cum, Gușă, care printr-o coincidență extraordinară, performanță extraordinară ale sportivului Gușă, așa, nu știu cum, Gușă, nu știu cum, nu se amintește nicăieri că el este fiul lui Gușă, adică șeful. Bă, cât de nebuni sunt oamenii ăștia. Vă, nu vi se pare că Darius Vulcu... Stai puțin, imediat, stai și cu Darius Vulcu. Domnul profesor Nistor, deputatul sau ce e PNL, i-a explicat la Vinei Șandru cum a fost treaba. Adică, domne, nu e vorba că ar fi urât-o prea tare parlamentarii pe Udrea și de-aia au ridicat imunitatea, iar pe Varujan Vosganian l-au iubit și nu i-au ridicat imunitatea. El a dat o explicație și mai simplă. Năucitoare, s-ar putea spune. Păi, e foarte simplu. Varujan Vosganian a cerut să nu îi se ridice imunitatea, Elena Udrea a cerut să se deschidă ancheta penală. Bun, mă, foarte bun, mi se pare, mă, bun, glumeț, haios, bun, mă, așa e, ea a cerut. Deci, păi, da, așa. Aș vrea să închei cu, da, sau închei, nu, continuăm, cu o știre... Că vorbim de procese, de nu știu, aia la lucruri serioase, cum a săturat de Udrea, știi? Lucru care, într-adevăr, ne interesează. Domnul Dominic Ștroscan, zis și maestru Ștroscan, băiatul Ștroscanilă, așa, care a fost șef la femei și dădea femeile cu capul de pereți, a avut niște înclinații sexuale mai speciale, e judecat acum, l-au luat și pentru proxenetism, în fine. A povestit tot ce credeți că a zis avocatului, e groasă tare. E groasă clar, da. Deși la 60 de ani, cât are el, e... În fine. Și a zis așa, domne, în legătură cu o orgie făcută în ziua de, unde au chemat el 8 fete, le-a zăpăcit, le-a bătut palele ce le-a făcut. Și ce a zis el cu avocatul lui în fața instanței? Domnul Ștroțcan nu e chiar un monstru sexual cum. El a sunat jos la recepție să-i dea drumul la internet recepționera. Și a cerut să-i dea drumul la Wi-Fi, pe franceză Wi-Fi, știi cum zice? Wi-Fi, Wi. Și aia a înțeles Wi-Fi, adică uit 8 fete. Wi-Fi, că știi cum... Și a trimis 8 prostituate la ușă. Deci, băi băieți, despre ce vorbim noi în România? Deci, omul ăsta a fost și așa, cu fii atent cu ce vrăjeala venite. Și eu aș fi zis așa în continuare. Și fiind doamne la ușă și eu neavând internet. Nu, el chiar. Și pe urmă l-a întrebat pe procurorul. Să luăm o scurtă pauză, trebuie să mai zici o dată. Deci cu Wi-Fi și cu Wi-Fi. El a sunat probabil și a zis pe franțuzește, știi cum fac franțuzii mereu? Wi-Fi, Wi-Fi, cum zice Michel Jackson. Wi-Fi. Când s-a dat drumul la canal, am auzit la Michel Jambră. Wi-Fi. Și aia nu a înțeles și a comandat, nu mai zic că e destul de greu de comandat chiar și pentru aia 8 fete, găsești greu. Și au venit la ușă. 8 fete acolo. Pentru că ea în loc de Wi-Fi a înțeles Wi-Fi. Dar nu i-a trimis pe litere Wi-Fi. Filless. Și ăla a continuat. Bine, domnule, și când au ajuns seara la ușă, nu ți-ai dat seama de confuzie că era în loc de internet și a zis, dacă veniseră acum... Dacă tot veniseră. El a zis foarte frumos, a zis, e ca o sticlă de șampanie desfăcută care ți se dă. Dacă nu o bei, e păcat de ea. Deci, zicea că era greu pentru recepționare să găsească o fete. Păi era deja în fața ei, îți dai seama, cu bagajele, cu... Din partea pentru domnul Ștroțcan, dar le-a întrebat. Bă, nu știu. La ele. Bă, n-o fi lucrat la Huawei, n-o fi de alea care instalează modem router. Sau asistente la... Asistente. La capată. Dominic Ștroțcan, iată, apare cu un titlu foarte frumos, foarte emoționant în Daily Telegraph, zice așa, Dominic Ștroțcan spune că femeile au obiceiul să mi se ofere. Pe bani. Pe bani. Și vin am eu. Hai, stai mă că le tăia și la bani. Altă dată că l-au întrebat alea, domne. Le tăia și la gât și la bani. L-au întrebat procurorii, domne, da.
totuși au spus fetele astea că le trozneați, le învinețeați ochii, era cam greu, era și... Da. Și foarte simplu, adică eu zic, bă, nene, pentru 10.000 de dolari luați într-un weekend cât ia un om, sau de euro, cât ia un om într-un an, eu zic că e foarte bine. Foarte bine. Dominici Troscan, spun cei de la Daily Telegraph, a negat în mod robust, și în engleză sună fabulos, acuzațiile de aggravated pimping. Și alt... Băi, eu prima dată când am auzit... Eu când am auzit prima oară că e și pentru proxenetism, am zis, bă, omul a servit niște fete, e prostituție, dar nu-l văd. Proxenetism înseamnă să-ți iei tu niște bani dintr-o. Pe urmă am mai gândit un pic și îl văd că nu s-a abținut, mă, deci i-a dat un coleg, băi, hai să plătim, că pleacă fetele, îl văd luând 10.000 de dolari și afară în hol, uitându-se după aia, hai bă, beți că vin și eu, numărând, cât vreți, mă? Păi 10.000 cât am vrut. Hai, ia 1.000 de ei și marș. Deci îl văd trăgând, mă, din banii unor... Okay, vreau să am și un mesaj. Repede. Pentru Antena 3 și fanii Antena 3. Ai grijă cu mesajele astea. Să ai dreptate într-un caz din 20 nu înseamnă că ești de încredere, așa cum să spui adevărul într-un caz din 20, nu înseamnă că ești o instituție de presă corectă și onestă. Bravo ție! Foarte bine! Mamă, ce le-a zis! Au zis, ăștia s-o zic cu atât adevărul și strigă după aia. Atenție! Gata, chiar trebuie să încheiem. Urmează Radu Banciu. Dragii noștri, noi am fost Aerobaza Kamikaze, Marian Turoso, Alex Duțu Borboso, Andrei Manțoc, numele meu este Alexandru Hâncu și încheiem cu o dedicație pentru Cătălin Tolontan. De la evenimentul din 2009 din fața Ministerului Tineretului, Florin Chilian și grupul Riții e Poverii cu melodia Gogo Riții.